Ion Dichisianu pentru ultima oară la Teatrul Notara. Trupul însuflețit al marelui actor a fost depus în această după-amiază în foaierul teatrului. Actorul va fi înmormântat mâine cu onoruri militare la cimitirul Belu. Colega mea, Gabriela Adel Popo, ne aduce mai multe detalii. Gabi, ești în direct, ascultăm. Zeci de prieteni, actori, dar și angajați ai teatrului au venit să și a rămas bun aici, la Teatrul Notara. Spun că este o pierdere foarte mare pentru lumea artistică. Trebuie să spunem că Ion Dichisianu a jucat în peste 50 de filme, poate cele mai cunoscute sunt Toate pânzele sus sau Mărgelatul. Juca de obicei rolul unei persoane foarte distinse, iar colegii spun că așa s-a comportat și în viața de zi cu zi, că a fost mereu zâmbitor și un exemplu pentru tânăra generație care își aduce aminte de el. Până mâine dimineață vor putea să și a rămas bun spectatorii și cei care l-au cunoscut. La ora 10 va fi depus la capelă, iar după aceea va avea loc înmormântarea tot în cursul zilei de mâine. După cum spuneai și tu, înmormântare cu onoruri militare, având înalt ordin de cavaler înmânat chiar de președintele Klaus Iohannis Ion Dichisianu. Trebuie să precizăm faptul că a fost o luptă grea în ultimele luni cu o bacterie pe care ar fi contractat-o la un examen de biopsie. Cei de la Spitalul Floreasca au reușit să identifice acea bacterie, dar din păcate a fost prea târziu, astfel că după o internare de câteva luni, îndrăgitul actor s-a stins din viață.